Ardeiul. Lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Ardeiul este o plantă perenă leguminoasă originară din America. Planta s-a adaptat foarte bine climatului din țara noastră, păstrându-și nevoia pentru căldură și lumina soarelui. Preferă solurile umede și bogate în nutrienți. Are nevoie de o cantitate semnificativă de apă. Ardeiul are rădăcină pivotantă, alcătuită dintr-o rădăcină principală și mai multe rădăcini secundare. Tulpina este subterană, ierboasă, suculentă, însă ulterior ea se lemnifică. Frunza are formă ovoidă, iar floarea de culoare albă. Fructul de ardei este o bacă de forme și culori diferite. Semințele sunt așezate pe un receptacul cărnos, au formă rotundă și culoare de obicei galbenă. Există mai multe tipuri de ardei, cum ar fi ardei capia, ardei gras roșu, ardei gras galben, ardei gogoșar sau ardeiul iute. Sandor D. Olbert a fost un medic biochimist maghiar care, pentru izolarea vitaminei C, B6 și P din ardeiul verde, a câștigat premiul Nobel pentru medicină. Cultivarea ardeiului se aseamănă în bună măsură cu cea de tomate. Ciclul de viață a plantei începe prin germinarea semințelor în lunile februarie-martie. Este nevoie de minim 14 grade pentru procesul de germinație. Răsadurile se plantează afară doar în luna mai. Dacă condițiile de mediu sunt favorabile, după 2 luni planta înflorește, iar peste aproape 100 de zile fructele ajung la maturitate. În concluzie, ciclul de viață al ardeiului este scurt, 180-200 de zile, fiind o plantă anuală. Ardeiul se poate consuma în stare proaspătă, de exemplu în salate, în mâncăruri, cum este zacusca, în murături, respectiv ca și condiment. Știați că vitamina C este cea mai răspândită și consumată vitamină? Este foarte sensibilă la căldură, astfel că în cazul fierberii în mâncăruri se descompune. La om, doza zilnică de vitamina C este asigurată prin alimentație și variază în funcție de vârstă și starea organismului. Știați că cea mai mare cantitate de vitamina C conține cătina, măceșul, ardeiul gras verde, afinele sau portocala și lămâia. Temă pentru portofoliu. Întrebați părinții sau bunicii, mai apoi scrieți în maxim 10 propoziții cum se obține și cum se folosește boiaua. Enumerați cel puțin 5 fructe sau legume pe care le consumați zilnic și conțin multă vitamina C. Spor la treabă!